scenă își are rădăcinile în satul Ujean Puin din comuna Geaca. De acolo a scos la iveală cântecele pe care, cu mare drag, le oferă dumneavoastră iubitorilor de folclor. Este o persoană cu foarte mult bun simț, primit acolo, în lumea satului, de la părinți, și bun simț pe care îl dă mai departe celor din familia ei, dar și celor din jurul ei. Să știți că nu a venit singură, a venit împreună cu fiica ei, demonstrându-ne că talentul se moștenește, dar și dragostea pentru cântec și pentru tradiții. Ne va încânta în minutele următoare Narcisa și Ana Georgeta Bala.
și este dedicat și închinat mamei, cea mai dragă fiind.
Todo mundo.